Uneori nu e suficient o singură înregistrare. Știi mai bine decât mine, dragule. Da, nu, ți-am zis că de aici, adică eu ți-am spus, ți-am zis, adică am întrebat că vreau să înțeleg ce l-animă voi în lupta asta și pe urmă și de asta am făcut verificări pe toate persoanele care le-am avut în spălare, mă înțelegi, și tu rămăsesei persoana cu care nu vorbise, știi? Da, da, da. Că așa l-am sunat și pe Răzvan Alexe. Și eu l-am întrebat-o pe WhatsApp, bă, dar ai avut relații cu arabii? Bă, n-am avut, știi? Da. Îl știi pe ăsta? Nu îl știu. Și până mă te-am întrebat pe tine, bă, ai avut n-am avut. Bine, mă, știi pe ăsta? Știu, mi-ai spui, da, domnule, e cu tare. Și atunci am făcut o legătură, mă înțeleg? Da, mai frate, dar mai zi-mi o chestie, arabii au dosar la voi? Nu, frate, dar dacă l-am luat cu Greșnar, am făcut o grămadă de combinații cu arabii, mai înțeles? Da. Și pe fructe, și pe tot ce înseamnă vamă, mai înțeles? Și acum ăștia, dacă l-am luat pe Brejnar, le frică că îi paradesc pe el, că ajung peste ei, cum ar fi, și veni peste tine dacă nu veni cu la noi, mai înțeles acum? Gata, am înțeles. Și vreau bol să se protejeze preventiv. Și bol să se protejeze preventiv. Și atunci încearcă să fac cu asta, prima dată. Deci ăsta a venit și cu, cum să spun eu, și că e îngerul meu păzitor și că poate el să mă ajute, dar el, de fapt, vrea să pun eu cu piciorul pe frână, pe dosarul cu Greșnar, știi? Da, da, Greșnar nu cred că a făcut vreun denunț până acum. Greșnar nu cred că a făcut vreun denunț până acum și după ce l-am văzut eu pe el, el nu o să recunoască și o să meargă cu nu în brațe până la... Noi nu știm dacă Greșnar a făcut sau nu a făcut vreun denunț. Problema este că noi sunt speriați, da? Da, 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 da. Acum, dar se sperie degeaba și o să piardă niște bani. Pentru că Greșnar, din ce l-am văzut eu, el nu a turnat nimic până acum. Mai vedem, păi, dar Greșnar până acum nici n-a fost băgat jos. Greșnar are condamnare în prima instanță 5 ani la DICOT, la dosarul cu Codruț Marca. Da. Și nici măcar nu există dosar, pentru că Greșnar n-a denunțat, n-ar avea niciun rost să fac eu vreun denunț vincinos. Singura chestie ar fi să se laude că te cunoaște. Singura chestie ar fi să se laude ăsta că te cunoaște. Și să ia banii la arab. Înțelegi? Pentru că dacă arabul nu are dosar la tine și eu îți fac un denunț mincinos, nu-l ajută cu nimic pe arab. Auzi? Eu despre proști ce să... Așa se face șantaj. Eu trebuie să fac de-aia șmeche, le-ai văzut pe așa blaga, pe așa fonta, pe așa pleșta. Am văzut-o, mă, da. Auzi, așa se...